Păi, dar nu vă salut, eu distingi consumatori de vloguri în scene, păi vă salut! În vlogul de astăzi mergem să-i luăm pe Georgiana și pe Noel de la maternitate. Avem niște pregătiri de făcut, dar mai întâi de toate trebuie să vă arăt cum o să-i aștept acasă. Le-am făcut o mică surpriză, mai mai mult Georgianei, nu știu dacă Noel va înțelege ceva din surpriza asta. Sper să nu-l sperie măcar. Hai să vă arăt ce am pregătit pentru iubita mea soție. Asta am pregătit. O sășică. Băi, astăzi vine frățiorul acasă, fraiere. Hai să vă arăt ce o să vadă Georgiana când vine acasă. Deci vine acasă, mai întâi o vede pe sășica, care probabil se va arunca în brațele ei. Apoi o să coboare pe scări încet, 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 unde va fi întâmpinată de un mare balon cu bine ai venit acasă Noel și cu foarte, foarte, foarte multe baloane pe care le-am luat de unde le iau de obicei. De la tipul cu baloanele, îți pun un link în descriere, acest clip nu-i sponsorizat de el sau ceva, dar pur și simplu este foarte profi tipul, adică uitați-vă ce aranjament super tare a putut să facă. Este, după cum observați, baloanele sunt în nuanțele de culori din camera lui Noel. Este minunat. Minunat. E perfect. E perfect. Știți că Georgiana iubește foarte mult baloanele. Acum! Am două chestii foarte importante de rezolvat. Prima chestie, trebuie să pun în funcțiune sterilizatorul și să bag toate aceste instrumente de băut în el și să le sterilizez. Imediat o să-mi dau seama cum funcționează. Pe ăsta am luat de pe EMAG, Spectra se numește. O să pun un link și către ăsta în caz că sunteți curioși. De fapt, toate linkurile astea vor fi în primul comentariu pinned, da? În descriere, păstând descrierea curată. Așa, după ce rezolv asta, trebuie să pun scaunul băiatului din nou în mașină, să-l montez. Și cam asta e, trebuie să merg să iau. Doamne, bea să văd cum reacționează sășica atunci când o să-l vadă. Aici avem tăvițe, manualul de instrucțiuni, cablu de alimentare. Fiți atenți ce culoare are în interior. Mamă, cât de tare! Focusează-te când strici filmarea, camera. Deci fiți atenți ce culoare. Ia uite ce display tare are. Păi, ești nebun? Mi-a zis Georgiana, cu ăsta poți să sterilizezi ce vrei tu și telefoanele poți să le bagi aici. N-aș risca totuși, avem un sterilizator separat pentru telefoane. Cât de tare! Am băgat toate chestiile astea aici. Să-mi scrieți în comentarii dacă am făcut bine că le-am băgat pe toate sau dacă trebuia să le pun pe rând ca să nu fie atât de multă înghesuială. Eu mă gândesc că n-ar avea de ce, că până la urmă bombardamentul ăla cu lumină ultravioletă va începe peste tot. Dar scrieți-mi în comentarii ca să fiu sigur că nu mai fac greșeala asta dacă am făcut-o deja. Bun. Așa. Există funcția de storage, adică ele sunt aici, e ca un dulăpior care le ține curate, da? Sterilizate. Vă apăs auto și a început. Hai să mutăm scaunul băiatului. Avem sistemul aici. Isofixul. Deci nu vine să cred că vine acasă astăzi. Doamne, doamne. Iubitul tata. Scoicuța lui, mă. Culeuțul lui, mă. Doamne. Cum să nu te topești, frate? Cum să nu te topești? Gata și scaunelul. Am văzut că mi-au scris mai multe persoane, nu știu, 3-4, cum că scaunul ar trebui să stea aici. Nu am cum să-l pun aici, pentru că dacă pun scaunelul copilului aici, trebuie să dau scaunul în față și eu n-am spațiu să conduc, pentru că sunt foarte mare. Mă rog, am 1,80 ceva. Deci nu am cum, asta e foarte chiricit acolo, aia e problema. Gata, hai să-i luăm. M-a sunat, se externează, haideți. Așa, cineva face externarea, uitați-vă la ea. Am vorbit. A zis că nu are rost să aduci cui, că o să ți-l vine cu mine și mi-aduce geanta și toate cele, vin cu tine la mașină, îl punem în scoică și mă întorc eu după aia să îmi iau foaia și să plătești toate cele. Vrei să zici, îl pui în scoică, eu nu pot să pun mâna pe el. Îl pun în scoică, îl pun în scoică sau ți-l dați ție în brațe, că... Bo! Vrei să leșin? Nu, lasă că te descurci. Așa și mă întorc să rezolv eu cu formalitățile, da? Ok. A zis că mi-l aduce la mașină și că o să-l țin în brațe cât rezolvă ea toate cele. Hai că nu-l pune în scoică. Te sunt căcat pe mine. Cum să țin eu copilul în brațe? Singur. Cum? Hai. Zim. Așa? Îl țin pliu mâine. Așa? Gata. Încet, încet. Hai, lasă mai jos. Așa. Hai. Așa. Te aștept iubirea mea. Hai, pa. Mai sunt leșinat. Deci mi l-a pus în brațe și a plecat să rezolve toate cele.
Și sunt căcat pe mine. Nici nu știu de unde am găsit puterea să iau camera și să filmez momentul ăsta așa din mână. Deci uitați-vă la mânuța asta, cum face cu ea. Și cum doarme. Sunt căcat pe mine. Nici nu știu ce să fac. Vai, picioruș. Și îl întinde în somn. Deci nici nu știu ce să fac. Nici să plâng nu pot, atât de speriat sunt. Oh, dar îmi vine să-l pup. Îmi vine să pup mușc din obrajie aia. Și vedea cum stă și cum visează. O să închid camera acum. O, Doamne. Acum ce facem? Îl băgăm în scoică. Vin pe partea alaltă? Da. Deci l-am pus în scoică. Sunt leșinat. Cred că trebuie să mai dăm puțin drumul totuși. Suntem bine? Hai acasă, lasă șica. Doamne, ce emoție am. Văd acest nicăieri. Sunt super. Fiți atenți aici, domnul Noel n-are nicio treabă. Primului drum cu mașina, nănuță. Nănuța, stă în scoică, nicio treabă. Da, mamă, bravo, ești cel mai cuminte băiețel. Știi cum e băiatul meu? E pe rezidențial. Băi, apropo de asta, frate, a comentat cineva pe UNESCO, super tare comentariu, frate. Deci, Noel, da? Klaus. Da. Ionescu, Iohannis. Klaus, Iohannis. Noel Ionescu. Pe asta n-o vedeam venind, frate. N-o vedeam. Domnul președinte, vă pupăm. Eu zic, mama, ești domnul președinte. Nici o treabă, am avut emoții așa un pic, dar nu, el e super relaxat. Ai ajuns acasă, minunea mea. Ține-a venit tata. Ține-a venit tata. Sasha. 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 Hai sus. Iubirea mea. Iubirea mea. Trebuie să iei tu umbră, trebuie să-l punem pe noi. Hai la tata, hai să-l cunoști. Hai că a venit. Ajuns acasă. Ajuns acasă, tata. Ați ajuns acasă, inimile mele. Uite cât de fericită e. Ca să vedem cum facem. Cred că cel mai bine te-ai. Sus. Sus. Ia. Sasha? Ia uite, mama. El este Noel. Este Noel, tata. El e fratele tău. Un bebeuț? A ce miroase? A cine miroase? Ți, mama. Te râde, Noel râde. Ce pita mea. Suntem compleți. Suntem compleți. Suntem compleți. Suntem acasă. Hai să mergem în living, să-ți arăt ceva frumos. Ai pregătit o surpriză, tu, întotdeauna, că tu întotdeauna. Dar înainte de asta, trebuie să mă ajut un pic cu ăsta, pentru că o să avem nevoie să punem bebeluțul. Da, hai că-l iau. Așa, foarte bine. Gata? Da. Sasha, hai și tu, tata. Hai. Ia-mi, mamă. Bine ai venit. Mami, ce frumos te-a așteptat, tati. Ia uite ce scrie aici, mi-a venit acasă. Iubirea vieții mele, aici o să crești tu sufletul meu, aici o să te faci tu mare. Aici, tata. Iubirea mea, ia uite, mama. Ia uite, mama, frumosul meu. Ia uite, mama, ce frumos. Ia uite, mama, balone pentru noi, Luț, iubirea mea. Ia uite, mama, ce frumos. Ție, Ghița, frumos! Este perfect. Bine ai venit, iubirea mea, acasă. Te-am așteptat enorm de mult. Doamnelor și domnilor, acest cadru este filmat a doua zi, după o noapte... Se poate vedea pe fața mea. Lungă, o noapte albă. Pot spune doar că prima noapte alături de Noel a fost plină de provocări și că astă seară, la ora 8 și un sfert, vine un vlog pe canalul de Daily în care vă povestim cu lux de detalii cum a fost noaptea noastră. Da.
știți cum e, orice început e greu, ne învățăm unul cu celălalt, e greu. Este greu, dar este cel mai frumos, nu lucru, cea mai frumoasă experiență din viața mea de până acum. Așa că merită fiecare moment, fiecare secundă nedormită, este cel puțin minunat și nu o zic ca să vă încurajez pe voi cei care îi așteptați și voi probabil o ființă de asta în viața voastră, ci pur și simplu o zic pentru că așa simt. Acum este tot înfășat, l-am fășat bunii, mi-a zis că asta e schema cea mai bună și are dreptate și doarme. Dacă ar fi dormit și azi noapte, ce bine era. Învățăm din greșeli. Da, clar, clar. Mă rog, când vorbim de el nu putem să spunem că nimic, nimic, de că nu putem spune că este ceva greșit. Da. Nu greșim cu nimic, este minunat totul. Da. Da. Putem concluziona că acesta a fost vlogul de astăzi? Da, acesta a fost vlogul de astăzi. Stați cu ochii pe noi, urmează aventuri cu Noel. Putem spune cu mâna pe inimă Crăciun fericit în fiecare zi, dacă se poate. Abonați-vă, Georgiana Ionescu pe Instagram, Mariciu pe Instagram, Noel Ionescu pe Instagram și Sasha Doamne pe Instagram. Asta a fost vlogul. Asta a fost aventura cuvenitului acasă. Stați cu ochii pe canalul de Daily. Vor veni multe clipuri în care vom povesti viața noastră zi cu zi alături de această minune. Viața mea alături de aceste minuni. Toate trei.